Data de 21 mai 2015 a marcat vizita ministrului delegat pentru dialog social la Suceava pentru o întâlnire de lucru. Întâlnirea a avut două momente. În prima etapă, de la ora 13, au fost dezbătute probleme legate de IMM-uri, iar de la ora 14, Liviu Pop s-a întâlnit cu reprezentanți ai învățământului. Înainte de ședința de dialog social, Liviu Pop a susținut o conferință de presă. Întrebat care sunt reacțiile guvernului vis-a-vis de situația de la Rădăuți și ce soluții există pentru a numi un conducător al administrației, ministrul nu a dat un răspuns clar, anunțând că săptămâna viitoare se așteaptă un act normativ pentru deblocarea situației. Ce fel de act normativ nu se știe. S-a discutat în guvern ieri despre situația de la Rădăuți și nu numai situația de la Rădăuți, situația în care prin promulgarea legii privind alegerile locale, legea a fost promulgată de curând, intrăm pe un nou act legislativ, fapt pentru care în cazul Rădăuțiului, ca să fiu concret, săptămâna viitoare, în ședință de guvern, se așteaptă un act normativ prin care să putem debloca situația de la nivelul municipiului Rădăuți. Actul normativ va permite deblocarea situației, nu vă pot spune mai multe astăzi, pentru că nu am mandat, dacă pot spune așa, din partea guvernului. Ce act normativ? Hotărâre de guvern, ordonanță, proiect de lege? V-am spus, un act normativ prin care se deblochează situația de la Rădăuți. Pot fi trei, exact cum a spus dumneavoastră, pot fi trei. Cred că pot fi trei și dacă ne uităm bine în lege, pot fi două, sau ordonanță sau proiect de lege. Oficial nu știu care este soluția. Miercuri veți afla oficial soluția. Ministrul a mai dat o replică savuroasă care a făcut deliciul celor prezenți la conferință. Acesta a anunțat că ordonanța neconstituțională 55, prin care s-a dat frâu liber traseismului primarilor și a consilierilor locali, a fost de bun augur, pentru că astfel viitoarele guvernări vor ști să nu mai repete aceeași greșeală. Ca să fiu cinstit, ca să fiu cinstit, atunci nu eram în guvern, dar lucru bun din ordonanța 55 știți care este. De aici încolo, pentru că suntem tineri amândoi și mulți alții, de aici încolo niciun guvern nu mai poate face greșeala asta. Deci e un lucru bun. Problemele care au fost discutate alături de IMM-uri și sindicaliștii din învățământ au vizat legea educației naționale, pentru că ministrul a afirmat că până la 1 septembrie va exista o lege nouă, iar sindicaliștii ar vrea să primească un draft al acesteia pentru a vedea care sunt elementele de noutate. În al doilea rând s-a discutat modificarea legii dialogului social. Cât despre problemele curente cu care se confruntă sindicaliștii din educație, se numără respectarea prevederilor din acordul semnat la 24 octombrie cu Guvernul României, referitor la posibilitatea pensionării anticipate, decontarea navetei, salarizarea personalului nedidactic, salarizarea personalului didactic, programele școlare și toate cele 11 puncte de pe acord, ministrul anunțând că pentru contractele colective de muncă este nevoie de un oficiu de mediere și arbitraj la nivelul ministerului. Săptămâna aceasta am lansat un proiect la nivelul Ministerului Dialogului Social, prin care ne dorim să formăm 27 de mediatori în contracte colective de muncă. Avem o problemă pe medierea contractelor colective de muncă. Știm că în piață este numai medierea individuală. Prin legea dialogului social trebuie să înființăm oficiul de mediere și arbitraj la nivelul ministerului, lucru pe care îl vom face și sper ca la finalul lunii iunie să adoptăm hotărârea de guvern prin care să înființeze oficiul de mediere și arbitraj a contractelor colective de muncă. Vicepreședintele Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, profesorul Dumitru Irimia, a anunțat că la întâlnirea cu ministrul delegat pentru dialog social va ridica problema contractelor colective de muncă la nivel național. Pentru că există dialog social, dar în cadrul legislativ încă nu este cel care se impune la ora actuală pentru condițiile actuale și neavând un cadru legislativ corespunzător, parafrazându-l pe primul ministru și dialogul social, aș putea să spun că e ca o aeronavă care nu-și poate lua zborul, atâta timp cât activitatea încă se desfășoară în baza legii 62 din 2011. Aceste condiții nu au permis ca până la această oră să existe un contract de muncă colectiv la nivel național. Vasile Irimia a punctat că va aduce în discuție problema legii educației și a statutului personalului didactic și nedidactic, alături de problema noii legi a salarizării bugetare.